Speriat de prezența unui șarpe în propria gospodărie, un cetățean a solicitat sprijinul printr-un apel la numărul unic de urgență 112 pentru a nu îndepărta singur reptila. După ce au ajuns la adresa indicată din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în scurt timp jandarmii au îndepărtat pericolul și au eliberat șarpele într-un mediu cu vegetație de la marginea orașului. O nouă intervenție a jandarmilor pentru îndepărtarea unui șarpe dintr-o gospodărie din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Speriat de prezența unui șarpe în curtea casei, un cetățean a solicitat sprijinul printr-un apel la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. După ce au ajuns la adresa indicată din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în scurt timp jandarmii au îndepărtat pericolul și au eliberat șarpele într-un mediu cu vegetație de la marginea orașului. De la începutul lunii iunie, jandarmii au intervenit în alte 7 situații pentru eliminarea pericolului provocat de animalele agresive.